Par dropuri infinite pe Brawl Stars, dați auzit bine și dacă vă plac episoadele de genul, uitați să rupeți butonul de like, să vă abonați pentru că 50% dintre voi nu sunteți abonați și nu uitați să vă uitați până la finalul episodului pentru că am foarte, foarte multe noutăți pentru voi, așa că hai să nu mai pălăvrăgim, rupeți butonul de like și hai să-i dăm drumul la episod! Bun bă băieți și vedeți, am intrat și eu în Brawl Stars pentru că am zis hai să mai intru pe Brawl Stars, de ce nu, și uitați-vă ce mi-a apărut! Direct Daily Gifts, tată, Brawl Stars vine din nou cu multe cadouri pentru noi și avem login daily for 10 days to claim your free gift. Adică pentru 10 zile noi avem star drop-uri gratis. Dar pe lângă chestia asta rămâneți până la final pentru că am să vă dau o noutate foarte importantă. Foarte importantă despre Mega Pig, despre star drop-uri legendare și multe altele. Așa că rămâneți până la final și hai să vedem cine pică din acest star drop. Rar, deci nu te cred, mai avem încă 3 șanse să pice legendar. Încă 3 șanse, haideți, rupesc chiar acum tonul de like. 3 las, deci nu te cred. Nici n-am mai făcut numărătoarea inversă și voi ați rupt butonul de like. Aia zic, mă, aia zic și ia vedeți ce a venit. Direct, new skin Bunny Penny, bă, nu e un skin, wow, dar e un skin gratis, deci merge. Merge foarte, foarte bine și mâine vom primi iar un star drop, bro, ce tare, ce tare, bravo, bravo, Brawl Stars, îmi place. Și ia vedeți, ia vedeți, 100 star drops community event, collect rare star drops to win 100 de star drops. Deci cu cât colectați mai multe star drop-uri, cu atât o să primiți mai multe star drop-uri și pe lângă asta mai este un secret pe care nu l-au anunțat, este un leak. Un leak pe care l-am văzut eu pe internet. Văd că acum ne bagă și aici pe YouTube la ei la clip, dar nu ne interesează asta. Nu ne interesează, brotherii mei, asta. Și ce vreau să vă spun eu este că după cum puteți vedea voi, foarte important este a început Mega Pig-ul. Și avem un leak și o noutate pe care am văzut-o pe Twitter și pe TikTok. Nu știu dacă este real 100%, dar vă spun, toate cluburile care vor face, toți membrii vor juca la Mega Pig și vor avea toate win-urile din toate etichetele win-uri full. Adică fiecare persoană, vedeți, după cum vedeți voi, primește 15 etichete din club. Clubul trebuie să fie full, adică 30 de membri, și fiecare membru din club trebuie să joace la Mega Pig și să facă 15 win-uri. Dacă este un singur player cu 14 win-uri și un lose, din păcate nu se poate face nebunia. Și de ce trebuie să facă toată lumea win din toate etichetele 100%, să fie 100% win rate? O să vă spun eu imediat de ce. Leakerii au găsit în fișierele de la Brawl Stars un script care spune chiar așa: ce cluburile care vor face 100% win rate la Mega Pig au șansă să primească timp de 2 minute star drop-uri legendare infinite pe Brawl Stars. Deci e mind-blowing chestia asta, pur și simplu creierul meu nu procesează chestia asta, dar mi se pare totodată, bă, realistic, dar și interesant, pentru că gândiți-vă câte star drop-uri legendare puteți deschide în timp de 2 minute. 2 minute, bro. Sunt 2 minute în care o să ai star drop-uri legendare infinite. Dacă dai tap-tap în continuu, tap-tap-tap-tap-tap, efectiv o să fie... îți maxezi contul, gen, skin-uri, toți brawlerii, deci n-am cuvinte să spun cum ar fi chestia asta, deci pur și simplu mi s-ar părea insane. Văd că pe shop nu e nimic interesant, că skin-urile astea clasice, nimic interesant. Dar ideea este că trebuie să jucați la Mega Pig și să încercăm, băieți, să facem 100% win rate ca să reușim să luăm 2 minute star drop-uri legendare infinite. Știu că e greu, deci știu că e greu. Avem 2 zile la dispoziție, 3 zile de fapt să jucăm, deci putem să jucăm încet și sigur. Dar nu știu dacă vom reuși, nu știu dacă vom reuși, pentru că este ceva foarte rar să faci 100% win rate la Mega Pig, e greu. Vă spun într-adevăr că este greu, haideți să mergem și pe contul mare. Să vedem care este situația și acolo. Dar da, nu uitați că membrii de pe canal, adică cei care apasă pe butonul de lângă abonează-te, butonul alătură-te, vor putea intra în clubul vostru România, clubul de membri. Și uite că mi-a dat și aici daily gift-ul. Chiar sunt curios dacă o să am același noroc și o să-mi pice și de aici tot star drop legendar. Hai să vedem. Deci primul este rar, al doilea rar, al treilea rar,
Al patrulea, boom, tot rare, bă. Tot rare. Aia e, n-am avut norocul de pe contul secundar, dar tot este bine, tot este bine, băieți. Și o să încerc, o să încerc pe contul secundar alături de voi să încercăm să facem 100% win rate la Mega Pig, pentru că dacă am reușit, am fi singurii, cred că, din România și am putea debloca... mă, ce e asta, what? Ce e oferta asta, mă, cu Edgar? Hopa, ia vedeți, mă. Ia vedeți ofertă, 200 de gemuri și ia vedeți ce vă dă. Mai avem de dat aici 50. Mamă, mamă, mamă. Deci în total avem un 300 de gemuri. Dar avem la final legendarii Star Drop. Bă, interesant. Interesantă oferta cu Edgar, chiar interesantă. Avem aici așa frumos. Mamă, câte oferte avem pe contul mare, bro. Îmi dau ăștia la oferte la greu. Ia vedeți că avem jackpot. Avem jackpot de 300 de power points. Tare, tare rău de tot, sincer. Băi, dar e tare rău chestia asta. O să pun, cred că, și imagini pe ecran de la leak sau dacă nu e la edit. Dar când am văzut, am zis, bă, direct filmăm. Adică trebuie să anunțăm lumea. Deci fiecare, dacă sunteți în clubul meu sau nu, în clubul de membri sau în clubul public, neapărat încercați să faceți 100% win rate. Adică să câștigați toate etichetele. Toate etichetele la Megapic trebuie să le câștigați, orice ar fi, concentrare maximă. E un momentul de față. O să scot persoanele inactive care, care sunt inactive mai mult de o zi, dacă există. Uite, Alberto, din păcate, e inactiv de o zi întreagă, adică de 24 de ore, așa că o să-i dăm kick. Și o să lăsăm să intre persoane inactive. E și GA la fel. Din păcate este de o zi inactiv. Va trebui să-l scoatem și toată lumea care este inactivă de mai mult de 24 de ore, din păcate, trebuie să vă scoatem, pentru că avem nevoie de persoane active, super active. Din câte văd, toată lumea este destul de activă. Chiar dacă mai au 17-15 ore pe acolo, poate or să intre. Dar momentan este bine. A intrat și Alina. Deci nu uitați să rupeți butonul de like, băi, și să încercați să faceți 100% win rate. O să încerc și eu, o să dăm chiar acum niște meciane, să vedem cum stă situația, dacă se poate sau nu se poate. Așa că o să dăm play. O să dăm play. Dăm direct aici și dăm play. Hai să vedem. Hai să vedem, avem Brawl Ball. Brawl Ball, La Brawl Ball aș juca un pic, aș juca un pic cu Colt, sincer. Hai să vedem, hai să vedem. Vă că luam Mortis, nu știu dacă e o alegere prea bună. Și aici aș vrea un Daryl, dar a luat Frank. E greu, vă spun de acum, e un meci greu. E un meci greu, dar Doamne ajută. De aia e că trebuie să facem 100% win rate. Toți membrii trebuie să facă 100% win rate, să câștige toate 15 etichetele, ca să putem să reușim să primim 2 minute free legendary star drop infinite. Deci e insane cum sună asta, nici acum nu vine să cred. Dar da, este real. Asta e ideea, e că e real. Mamă, ce ne face șobolanul ăsta. Dar i-am dat-o eu. Bine, mă, bine, mă, bine, mă, golul, avem golul, avem primul gol, hai, pe al doilea îl dăm ușor. Am dat acolo bine pe el primul, frumos. Hai că suntem bine momentan. Bă, ce-mi face ursul? Mă bate ursul, chat. Mă bate ursul, nu se poate, mă, așa ceva. Nu se poate așa ceva, mă. Bine, mă, bine, mă, și asta trebuie să facem practic toți membrii din club. Să câștigăm toate 15 etichetele, știu că este greu. Știu că poate nu veți reuși. Am făcut și mastery rank. Dar trebuie să ne chinuim, pentru că avem șansa. Avem șansa să primim. Ia vezi, ia vezi, start drop epic. Haide, mă. Epic, din păcate. 200 de bănuți. Avem șansa să reușim să primim start drop-uri legendare infinite timp de 2 minute. Gândiți-vă, efectiv puteți maxa contul. Pur și simplu. E tare ideea, e tare. Sper să putem reuși. Acum vom vedea dacă vom avea noroc, dacă nu vom avea noroc. Și chiar sunt curios dacă va fi un club din România care va reuși să facă chestia asta, gen. Ar fi tare măcar să vedem. Dar cam atât a fost acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți butonul de like, să vă abonați, să-mi dați un follow pe Insta, că acolo facem giveaway-uri și multe, multe altele cu skin-uri, gemuri și brawl pass-uri. Așa că dați follow pe Instagram, aveți și link în descriere. Eu am fost Valentino, noi ne vedem data viitoare. V-am pupat, pa, pa!